Ce e asta? Îți place? Da. Dar nu știu la ce mă uit. E o casă. Am închiriat-o pentru noi. Pentru noi? Da. M-am gândit să avem și noi un loc al nostru, să fim doar noi doi, să nu ne deranjeze nimeni. Bine, e cam goală, e cam rece, dar putem să punem, cred, niște poze cu noi de la nuntă. Mă gândesc să avem și noi acasă. Dalia, te aștept la birou. Bună. Răzvan, o să întârzi puțin. Păi stabilisem să ne vedem, să alegem împreună fotografiile pentru book. Știu, îmi pare rău, n-am vrut să te încurc. Nu, e ok, stai liniștită. Ok, o să vin mai târziu. Gata, iubita, am ajuns. Răzvan, trebuie să plec. Ne vedem mai încolo, da? Ești cu el, nu? Bine, pa! Răzvan? Da. Mă simt foarte prost. De ce? Răzvan, ce crede despre mine? Hai, mă, nu te gândi la asta. Nu pot. Uite așa. Și am eu grijă să nu te deranjeze nimic. Uite, gata. L-abia aștept. Chiar sper să-ți placă. Da, sigur o să-mi placă, că... E prima oară când gătești pentru mine. Doamne, mă gândeam... Sunt atâtea lucruri pe care n-am apucat să le facem împreună. Dar avem timp. O să le facem pe toate. Hai, momentul adevărului. Zi, îți place? Nu e bun? Păi, atât bun. Am ceva mult, dar... Petru, nu-mi zic că nu-ți place deloc. Ești atât de frumoasă. Serios. Chiar nu e bun deloc? Nu. Doamne, tata îmi spunea că e cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată. Te iubea foarte mult, asta. Petru, când faci balet toată ziua și ai un regim foarte strict, nu ai timp să înveți să gătești. Scuze. Să știi că și eu te iubesc foarte mult. Și oricum nu mi-era foame. Otilia.